tată, ți-am promis că crezi cu onoare și o să fiu respectat. Mă instrui la jandarmă. Salut! Aici sunt scrierile, nu? Da. Deci diplomă de BAC am, între 18 și 27 de ani am, minim 1,70 am. Bravo, mă, mă scriu și eu. De unde ești? Oraș, tu? Deci e adevărat că jandarmeria unește România. Păi da. Bă, și ce emoție am avut. Mă duc eu primul. Bună ziua, spuneți-mi și mie care sunt condițiile pentru studiile școlii de jandarmi. Bună ziua. Cetățenie română? Bun român chiar. Atunci, sunteți cel pe care îl votăm. Dacă vă hotărâți, vă uitați acest formular. Îmi dați vreo și un pic să mă hotărâți. Sigur că da. Vă succes. Mulțumesc. Bună ziua! Pentru visa americană. Aveți peste 1,70, vă încadrați. Am un tatuaj. Am o sambăgăre. Dacă nu se vede, când ai pantalon scurt sau tricou, ești norocos. Bună ziua! Bună ziua! Am venit pentru evaluarea psihologică. Spuneți în ce constă? Evaluarea psihologică constă în parcurgerea unor teste de personalitate și a unor aptitudini. Mulțumesc frumos! Mult succes! Mulțumesc! Felicitări, ați ajuns la proba sportivă. Este proba eliminatorie. Primii doi. Fiți gata! Start! Salut! Salut! Ce faceți? În pauză. Ce bine că avem pauze. O să fim colegi, tocmai am luat și eu probele. Dar de ce sunt și fete aici? E școală mixtă. Păi bune, adică se scriu și fete și băieți? Da. Foarte tare. Foarte tare, dacă știam mă înscrie mai de mult. Nu știu unde sunt dormitoarele, mi-a răspuns. Păi bune, de te rog. Acesta este dormitorul. Aici o să dormi. Dacă vrei un viitor sigur, o muncă decentă, dacă vrei să fii respectat, înscrie-te la școala de subofițeri jandarmi. Fii vigilent! Te așteptăm în echipa noastră! Servesc patria!